Sunt Ionela Năstase și din Italia vă spun ce se poartă în 2005. Împreună cu celebrul creator de modă Giuseppe Stefanelli. Imediat în Observator la Antena 1. Este pasionat de vânătoare, apreciază frumusețea româncilor și sărmăluțele cu mămăliguță. Creează haine pentru întreg globul. Giuseppe Stefanelli, unul dintre cei mai mari designeri din lume, a primit o echipă a Antenei 1 chiar la el în birou, lângă Veneția. Care sunt tendințele în modă pentru 2005? Aflăm într-un reportaj în exclusivitate de Ionela Năstase și Sorin Dobrescu. La 70 de kilometri de Veneția, într-un loc ferit de privirile turiștilor, se află unul dintre cele mai mari ateliere de creație din lume. Zeci de designeri și-au lăsat imaginația să lucreze pentru ultima colecție semnată Stefanelli. Talent schițat în creion, apoi cu multă muncă, toate transferate în renume. Hainele în vogă sunt gata să fie îmbrăcate. Pantaloni trei sferturi și sacouri cambrate pentru doamne, iar pentru domn foarte multă culoare, pentru cei mai îndrăzneți chiar și două cămăși și broșe. Acestea sunt tendințele pe care ni le propun anul acesta designerii italieni. Da una parte c'è il cosiddetto casual e dall'altro c'è il femminile. Ecco, la capacità di mettere insieme questi prodotti e miscelarli, credo che sia questo il trend di adesso. Povestea celebrului designer a început cu mult timp în urmă, când afacerea îi aparținea lui Carlo Stefanelli, tatălui Giuseppe. Io ho cominciato a primo studiato, dopo studiare all'università, mio padre gli ha detto vieni qui che l'università te la insegno io e ho cominciato a lavorare in azienda 30 anni fa. După 30 de ani a devenit cunoscut peste mări și țări și a extins afacerea în toate colțurile lumii, chiar și în România. Giuseppe Stefanelli știe foarte multe lucruri despre țara noastră. Prima oară ne-a vizitat în urmă cu 13 ani, imediat după ce și-a deschis un magazin aici. A vânat, a încercat specialitățile culinare din România și și-a făcut prieteni. Deși nu este un împătimit al fotbalului, Giuseppe Stefanelli știe câte ceva și despre sportul românesc. L'unico che mi viene in mente è quello, come si chiama, quello che giocava il Chelsea, Mutu. Mi ricordo due tennisti famosi, Năstase e Tiriac. Și, ca orice străin care vine în țară, a rămas impresionat de frumusețea româncelor. Beh, è vero che le donne rumene sono molto belle, i stranieri sono impressionati perché probabilmente lo standard medio è molto alto. Stefanel nu cunoaște niciun designer român și nici nu se îmbracă de la vreo casă de modă românească. Rețeta succesului e secretă, iar afacerea va rămâne cel mai probabil celor doi copii, un băiat și o fată, care se inițiază în tainele modei la Milano. Stefanel zice că tendința în modă merge la braț cu muzica. Doar așa poți avea succes.